Pot să încep? Da. Cu ce să încep? Cu începutul. Cu începutul. Cu începutul. Încep să mă vaiet. Aoleu și aoleu. Soacră mea e distrusă. Era sigură că pentru așa se oare ia ce fel campionatul și acum ni, de unde, nu ia, nu face mâncare, nu face... Vă rog frumos, până mă lamentez eu, parcă plângerile lui Eremia, vă rog frumos, dați share la această minunată cafea care-i pățavă, că pățavă mai am și eu un glonț de argint. Cam mistrețu, soacra mea distrusă, nu mai vrea pe Dan Petrescu, în stare să meargă pe jos până la stadion, mă rog, i luat luat trei zile, să meargă să-l destituie, să-l dea afară, să... voi ce gătiți? Că eu n-am speranță nici la un luș coș la fumătură. Ceva cu roșii, 25 de lei kilo de roșii românești, Sensaționale. senzaționale, zici că îți minci de tenis numai roșii, nu se strică, nu că nu se strică în două, trei zile, nu se strică nici dacă le dai de perete, sunt senzaționale. Pe păi dacă ori pus ăștia de 8 ori că trebuia în ele acolo niște... și Sherry? Și... Mulțumesc. Așa vine arăt? A, roșiile Sherry. Ori pus, le -or dopat. Știți că pe vremuri Arnold s-a dopat cu Naposim de la Cluj, de la firma care facea, făcea produse? Arnold Schwarzenegger. Yeah, baby. Cluj în poca. Și a de 8 ori Mister Univers și să dopa cu naposime de la Cluj. Noi ne dopăm cu cafele că suntem 22.000 de oameni subscriși pe YouTube. De vă Dumnezeu putere în părțile slabe ca la cal. Început! Cafeaua asta a venit pe site-ul buymeacoffee.com cu Bendea de la Flavian din Sibiu. Pace ție, Flavian, dragă, și de la Anonimu Anonimule, unde ești? unde te afli, cum te cheamă, să-ți dea Dumnezeu sănătate și putere. Baimiecoffee.com slash Nicu Bendea. Iară cere Bendea cafea. Dar ce să ceri inspirație? Inspirație am, că voi mă inspirați. Vo cafea. Că în Cluj-Napoca a apărut cafeaua cu foiță de aur. 60 de lei ceșcuța. și burgerul cu foiță de aur care e 250 de lei. în Cluj totul e de aur. Nici dinții lui Nelson Mondialul nu-s de aur, dar în rest, în Cluj-Napoca, totul e de aur. Veniți în Cluj-Napoca. La Praga, orașului Praga, este cea orașul de aur. Uitați, Cluj-Napoca, de fapt, e un fel de poleială. Un fel da, de, da, spoială. Că s o suit, Eba pe cal. ce a căutat Eba pe cal? Că despre Bianca Drăgușa nu am nimic ce să zic. Eba, Eba, buzuțele. Fata lui Băsescu s o suit pe cal. Și-o căzut jos, că și calul are o demnitate ea nu era obișnuită unde, pe unde să se urce și unde păi era de mult. de mult la ea se întâmpla invers nu fi pervers n-are ea 70 de mașini și 3 avioane s-a urcat pe cal și i s-a făcut rău s-a crezut regină că și regele Charles fost prinț de vis, vis, viscri au zis că vine în România pe 2 iunie regele Charles pentru prima dată în calitate de rege vine în România deja nu mai suportă pe regină <laughs> până am fujat de măsa, acum fuge de Camila. Că vorba aia, când de dracuți este milă, ci cirip, cirip, cipa, din regea ajungi Camila, milă, cu, cucu și pupăza v-a plăcut spectacolul de el de la Marte, a? Fain, mă, n-ați fost niciun, dar v-am simțit aproape. De, seară, de seară de la 8 M. am în Grigorescu, la Wake Up, deja, că e full. Dar puteți veni pe afară că punem plasmă. <laughs> da. Dacă nu vă place, mergeți pe 21 mai la Negrileasa, la festivalul Narăciselor, unde o să cânte Fuiigo. Vă dați seama, un trandafir între narcise, spusul mise. am -mi plăcut, toate cele bune, buymeacoffee.com să cu bendea pentru o cafea. Cozis zis anonimul, așa cum a fost, zice, îți dau cinci cafea, le dau una, de o focă. No, râs pentru asta. Unde mm. no, mi cafea? bine. Bem, rota, dar ce? Nu-i bună. Nici are o muscă în ea. <laughs>